Această țigancă făcea parte dintr-o mică piață din cartierul lor. Avea propriul loc și propriul scaun. De fiecare dată îl scotea din vreun loc ascuns, iar, după masă, îl lua înapoi. Țiganca oprea trecătorii și le spunea, "Andquot, hei, frumoaso, vino aici, îți voi spune tot adevărul, Andquot." Mulți sceptici râdeau, mulți se întorceau și plecau în grabă. Dar deodată, Camelia s-a oprit, hotărând că poate asculta ce avea de spus bătrâna ghicitoare. Prietena ei, Gabi, o implora să nu facă aceasta, dar Camelia nu a ascultat-o. Țiganca a prins viață și, văzând bancnota întinsă, a ascuns imediat banii în buzunar. Fata a întins mâna, iar țiganca a luat-o de vârful degetelor, i-a examinat palma și a sfătuit-o să nu se grăbească într-o căsătorie nefericită. Gabi a întins și ea mâna către țigancă, dar când țiganca a aruncat o privire la palma ei, s-a dat brusc înapoi, strângându-și pieptul cu mâna liberă. "Andquot, ce actriță este Andquot," s-a gândit fata. Între timp, încruntată, țiganca s-a plecat din nou asupra palmei. "Ei bine, ce este scris acolo?" Când ar trebui să se căsătorească, a întrebat cu nerăbdare Gabi. Dar țiganca nu a făcut decât să dea din cap cu tristețe. "Nu, draga mea, nu te căsători acum," i-a spus vrăjitoarea lui Gabi. "Nu te urca în mașina roșie. Oricât de mult te-ar ruga, nu te așeza în ea. Dacă o faci, nu te vei mai ridica niciodată." Fata voia să plece acasă cât mai repede, copălșită de emoții grele. Dintr-o dată, îi se părea că întreaga lume era împotriva ei. Apoi o voce grea a venit din spate, "Stai, fetițo cu părul negru, câți ani ai?" 14, a răspuns Gabi. Încă o dată, țiganca a clătinat din cap și a continuat, "Pentru adulți, toate zilele par la fel. Una după alta, zilele trec repede, în timp ce pentru tine, lumea este acum plină de descoperiri. Și nu uita ce ți-am spus. Amintește-ți de mașina roșie." Cu timpul, fetei se părea că terifianta ghicitoare fusese pur și simplu un vis, iar ea încetase complet să se mai gândească la asta. Apropo, nimeni nu i-a oferit vreodată o plimbare cu mașina roșie. Într-o seară, muzica zgomotoasă s-a potolit, dar grupul de tineri nu a putut pleca spre casă. Deși capul ei era încețoșat de la ceea ce băuse, tot își dădea seama că răbdarea bunicii sale se va sfârși cu siguranță de data aceasta, iar data viitoare nu o va mai lăsa să meargă la club. "Haideți să mergem odată, că o să mă certe bunica," a spus Gabi. Cel mai treaz din grupul lor era Pavel, care era destinat să fie șoferul. Arăta mizerabil, de parcă urma să vomite în orice moment. S-au urcat într-o mașină veche și au pornit la drum. Mergeau pe un drum îngust care șerpuia printre copaci. Pavel era un șofer neprofesionist. "Ce părere aveți despre mașina mea?" a întrebat Pavel. "E faină, tatăl tău a restaurat-o bine, e ca nouă, înainte roșie și ruginită." În acel moment, într-unul dintre colțurile întunecate ale memoriei fetei, o lumină slabă s-a aprins. "Ce culoare avea?" a întrebat Gabi. "Roșu aprins," a răspuns Pavel. Și apoi totul s-a întâmplat ca într-un film de groază. Unul dintre băieți s-a plecat brusc spre cutia de viteze, ceea ce a făcut-o pe Gabi să țipe și să dea înapoi, apăsându-se de ușă, fără să înțeleagă ce se întâmpla. Șoferul a lăsat volanul și a apăsat din greșeală pe accelerație. Mașina a accelerat și a virat. Toată lumea a țipat cu sălbăticie. Ultimul lucru pe care Gabi l-a văzut a fost fâșia de pădure luminată de faruri. Căruciorul pe care împingea mama ei, Gabi abia mai putea vedea ceva în jur. Curtea spitalului era bine îngrijită, cu straturi de flori înflorite în culori strălucitoare de toamnă. Mirosul frunzelor îi aducea aminte de școală. Întotdeauna purtau astfel de flori la 1 septembrie. Gabi petrecuse 6 luni în diverse instituții medicale. În timpul uneia dintre ele, își pierduse cunoștința și rămăsese în comă timp de aproape o lună. Alții au încercat să o trateze. Abia de curând începuseră să o scoată la plimbare. De 2 ori pe săptămână, fie mama, fie tatăl ei o vizitau. În primele câteva luni, nu i-a recunoscut, dar treptat, mintea ei a început să se limpezească.
nu-și mai amintea decât fragmente din trecut, pe măsură ce amintiri vechi îi reveneau încet și fără să vrea. Gabi, e timpul pentru exercițiul nostru, i-a spus mama ei. Da, mamă, hai să mergem, a răspuns Gabi. Putem încerca să recuperăm mâinile, dar tot ce este sub talie, nicio șansă, au spus doctorii. Doctorii îi făceau exerciții la mâini, era dureros, mai dureros pentru Gabi, dar și mai dureros era să știe că va fi țintuită într-un scaun cu rotile pentru totdeauna. Camelia venea des în vizită, nu au încetat să fie prieteni, iar boala ei nu le-a afectat relația. Camelia s-a căsătorit și a născut un băiat. Gabi, cum te simți? Cu ce te ocupi toată ziua? A întrebat Camelia. Ce pot să fac? Citesc cărți, a răspuns Gabi. Un singur lucru o întrista. Nu voia să fie o povară pentru părinții ei. Motiv pentru care părinții ei au decis să vândă apartamentul și să se mute într-o casă. Totul pentru ca ea să aibă mai multe oportunități de a se deplasa. Gabi s-a gândit și a fost distrasă, dar între timp prietena ei a continuat, dar eu am o problemă cu soțul meu. El este dependent de droguri. Mi-a luat toate bijuteriile din casă, toate obiectele de valoare care au fost cadonate la nuntă. Și într-un moment Gabi și-a amintit. Camelia îți aduce aminte cum țiganca aceea ți-a spus ca să nu te căsătorești până la 25 de ani. Camelia s-a uimit. Uitase și ea de bătrâna ghicitoare. Da, îmi amintesc, a spus Camelia. Să știi, e încă acolo, în același loc. Am văzut-o de curând. Parcă era o mumie, neschimbată de-a lungul anilor. Inima lui Gabi a început să bată mai repede, o senzație inexplicabilă, ca o rafală de vânt proaspăt care trece pe lângă ea. Sau era doar imaginația ei? Poate că o licărire slabă de speranță a pâlpâit în ea. Gabi, tot voiam să te întreb, ce ai văzut când erai în comă? A întrebat Camelia. Nimic. A fost ca și cum luminile s-au stins, întuneric complet, i-a răspuns Gabi. Dar înainte de asta, am văzut un băiat, era cel care conducea mașina în acea zi. L-am văzut zburând și, știi, chiar am vrut să merg cu el. Dar se pare că cineva i-a spus că era prea devreme pentru mine. Și apoi s-a întunecat imediat. Din ziua aceea, Gabi începuse să se gândească mai des la bătrâna țigancă și la faptul că trebuia să o revadă. Nu știa de ce. Tatăl ei a scos căruciorul din mașină și a ajutat-o să se așeze în el. Bine, voi merge singură de aici, a spus Gabi. Dar țiganca nu mai era acolo, unde o văzuse ultima oară. Câțiva trecători îi aruncară priviri compătimitoare, dar ghicitoarea era puțin mai departe, stând ca și cum nu ar fi trecut mulți ani. Nu se schimbase prea mult, era greu de înțeles de ce. Dintr-o dată, Gabi s-a speriat și a fost pe punctul de a trece pe lângă ea. Hei, frumoasă, întoarce-te, îți voi ghici norocul, a auzit ea o voce din spate. Gabi a încremenit, cuprinsă de emoții puternice, apoi, adunându-și curajul, s-a întors încet și s-a apropiat de țigancă. Expresia ei nu s-a schimbat deloc, părea că nu o recunoaște pe Gabi. Fata i-a întins niște bani, iar țiganca a luat-o de mână. De ce ai procedat așa, dragă? A întrebat țiganca. Te-am avertizat. Dar Gabi a rămas tăcută. Poate că n-ar fi trebuit să vină. Cuvintele acelea nu făceau decât să înrăutățească lucrurile, dar cel puțin acum ar fi știut cu siguranță că nu exista nicio speranță. Fata era pe punctul de a pleca, dar țiganca nu s-a grăbit să-i dea drumul la mână. Ai renunțat, nu-i așa? A întrebat vrăjitoarea. Da, așa este, a răspuns fata. Cum altfel ar putea fi? Doctorii au spus că nu există nicio șansă. Nu te mai duce la acei doctori. Mergi la alții, la cei de sub acoperișul roșu cu ferestre mari, a spus țiganca. Gabi s-a gândit imediat la acea clinică. Îi oferiseră un curs, dar prețurile erau prea mari și nu existau garanții. Nu-ți face griji pentru bani. Au un doctor nou acolo, recent sosit. Are părul deschis și este tânăr. Trebuie să te duci la el. El te va ajuta, i-a spus bătrâna.
Drumul de întoarcere a fost ca și cum ar fi fost în ceață, dar acasă o așteptau vești. Sora mamei venise în vizită din capitală, era o femeie de afaceri de succes. I-a certat-o pe mama ei pentru că nu a căutat ajutor. Aveți un centru de reabilitare atât de minunat în apropiere. Se spun legende despre el, oamenii vin din celălalt capăt al țării. Mâine vom merge la o consultație acolo, a spus sora mamei. Când medicul a intrat în cameră, Gabi a încremenit. Era tânăr, înalt și aproape blond. Vocea țiganștea a răsunat în capul ei, Andcot, trebuie să te duci la el, Andcot. Apoi a urmat intervenția chirurgicală, iar acum stătea pe patul ei din centrul de reabilitare, privind pe fereastră la soarele care răsărea la orizont. Senzații copălșitoare au inundat-o. Doctorii au promis că totul va fi bine, așa că a trebuit să creadă în ei și în ghicitoare. De data aceasta, nu avea să-i uite cuvintele. Și acum era atât de recunoscătoare lumii pentru această dimineață, pentru pădurea liniștită din fața camerei ei, pentru șansa și speranța oferită. Da, de data aceasta Gabi credea că va fi capabilă să se ridice în picioare și să meargă pe podeaua rece. Oh, cât de mult își dorea asta! Pierdută în visele ei cu ochii deschiși, nici măcar nu a observat când piciorul ei s-a mișcat foarte ușor. Mușchii, care fuseseră complet lipsiți de reacție timp de atâția ani, au strigat brusc de durere. Îi simțea și, ca și cum i-ar fi confirmat că nu era un vis, o senzație ascuțită i-a înțepat piciorul, iar în prag, doctorul blond a zâmbit. Andcot, ți-am spus că totul va fi bine, Andcot. Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!